Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dacă urmăriți ce se întâmplă în Ucraina pe rețelele sociale, Urmărim. Da, sunt imagini, e plin de imagini cu fermieri ucraineni care remorchează cu tractoarele diferite blindate. Se înarmează. Băi, da, rușii abandonează blindatele pentru care nu mai au motorină sau pur și simplu le abandonează că nu vor să lupte sau unele dintre ele sunt distruse de, în ambuscade ucrainene și atunci fermierii le remorchează și le iau de acolo. Acum, că sunt remorcate ca să nu mai stea în drum sau că oamenii pur și simplu le iau cu gândul să le vândă ei la fier vechi mai încolo, asta încă nu știm. Dar este un fenomen, deci e plin de imagini, sunt meme peste tot cu asta, dar există, au un discipol în Bistrița Năsăud, să știți, adică aici în Bistrița Năsăud, undeva lângă comuna Dumitra, un fermier de-al nostru, român de-al nostru, își arată terenul. Când ce să vezi, înfipt într-un tufiș pe câmpul lui o dronă. A găsit o dronă, o dronă militară, adică nu o dronă de aia, că se cumpără de la magazin de aici, de la magazin de telefonie, dronă militară, cu anvergură, aripilor de vreo 2-3 metri, zdravână. Și ce faci când ești la munca câmpului și vezi o bâzdăganie la tine în proprietate? Deci pune-te în locul fermierului. Cu el și-a văzut de treabă. Adică asta este toată chestia. Eu mă gândesc, bă, dacă ar cădea o dronă la mine în curte, în primul rând aș fugi cât aș putea mai încolo, aș suna poliție, pompieri, presa, pe toată lumea, aș deveni vedetă, aș vorbi la televizor, uite cum a căzut și ea. Ăsta, fermierul nostru, el și-a văzut de treabă pentru că era la Arad. Deci îți continui treaba, mai întâi munca și după aia panica. Pe la 16:30 a văzut-o și la poliție a dus-o după 8 seara. Iar povestea are o relatare, este o relatare făcută de un preot, preotul din Lușca, tot în Bistrița Năsăud, preotul Crin Triandafil Teodorescu, care este poet și povestește cu lux de amănunte poetic ce s-a întâmplat de acolo. Bun, deci pe fermier îl cheamă Marcus, adică nu Mărcuș sau nu știu ce, Marcus, de la latinescul Arcus. Fiți atenți ce zice părintele. Deci părintele Triandafil, citez: se duce omul la câmp să are. Pământurile s-au scuturat de alb. Miroase, discret, dar miroase a primăvară. Geme în dorință glia. Se răscolește la sciv sub primele raze de soare și Marcus i-a amestecat în povestea asta. Au țăranii ăștia un simț cosmic al vieții, o părtășie dumnezeiască cu germinația. Își scoate Marcus tractorul din ogradă și o ia moromețian spre țarină, care aici se numesc locuri. Să-i preotul. Da. Eu aș vrea, părinte, să rămână, bună dimineața. Dacă se poate, părinte, să scrieți ceva despre echipa deșteptarea care se trezește în zor și vine la muncă în fiecare zi, moromețian. Adică aș vrea să știu cum ar scrie părintele Triandafil despre echipa deșteptarea care vine la muncă. Pentru că a rezultat ceva foarte frumos, nu? Sigur, la noi pământul nu se răscolește la sciv. Asfaltul se mai răscolește din când în când, nu știu dacă foarte la sciv, dar poate pornografic când face gropi primăvara în București. Dar în rest, și noi cred că suntem moromețieni destul de des. Bun, și continuă părintele Triandafil, citesc din nou. Și ajunge omul nostru la câmp. Se uită în sus, se uită în jos și când se uită în dreapta, vede niște tufișuri, o dronă. Are 2 metri deschiderea aripilor și e greu să o confuzi cu un pui de barză. Și ce credeți că face omul nostru drag? Își scuipă românește în palme. Mă rog, își scuipă românește în palme și se apucă de arat, calm și așezat. Întâi lucrul lui pe care i-l-a lăsat Dumnezeu în cârcă, da? Iar seara, după ce a terminat ce a avut de făcut, în ordinea lumii lui frumoase, se duce în răchițile alea să vadă cei cu drăcovenia. Războiul după grâu, panica după muncă și toate cu calm, ardelenește, că doar ce-o fi atâta grabă. Deci ăsta este părintele Triandafil relatând interacțiunea fermierului țăranului Marcus cu războiul, practic. Da, cu războiul. Da, eu cred totuși că romanțat povestea un pic. Adică eu refuz să cred că ăla chiar a văzut drona aia și a ignorat-o complet până seara. Băi, așa pare. Așa pare. Deci așa pare din poveste. Declarat, da. Omul a declarat după aceea la poliție că el s-a dus acolo la câmp, că dar nu te duci la 8:30 seara pe câmp să ari. El s-a dus la un moment dat și a văzut-o pe la 4:30 și a continuat să are și a dus drona, a luat-o, a pus-o în remorca tractorului, că de asta fac analogia cu fermierii ucraineni cu tractoarele. El a pus-o în remorcă și a dus-o la poliție.
De unde întrebarea ce are cu polițiștii? Adică, serios, dacă știi asta, mi-aduce aminte de ăla care a găsit, tot așa, un țăran care era și a găsit și el un obuz la el pe câmp. Așa că l-a pus în remorcă și l-a dus la poliție. Intri secție cu obuzul. Boss, ia uite ce am găsit. Ce e ăla? Un obuz! Cum faci asta? Da, e o dronă model Orlan 10 de producție rusească. Mă rog, terenul cu pricina e la vreo 60 de km de granița cu Ucraina. Nu e clar ce s-a întâmplat. Probabil că a ieșit din raza de acoperire a controlorului, că, mă rog, la sol e cineva care are o telecomandă și controlează drona. Da, dar n-avea muniții pe... Nu, era o dronă de supraveghere, o dronă de observație. Dar orice cât. Adică vezi avionetă la tine în tufiș. Ce faci? Păi uite, cum zice părintele Triandafil. Îți scuipi românește în palme și te apuci și de arat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.